facem o încălzim apă pentru a face o baie, un duș de cum să spun, de curățarea energiilor care le avem negative pe noi, dar am pus un pic de rudă. După aceea o să pun mentă, o să pun cum îi spun la asta, busuioc, rozmarin și pătrunjel, da? Și mai pun și niște foi de dafi. Haideți să vedem. Pun una, două, trei. Patru. Asta este o frunză foarte mare, 5-6. Foile de dafin sunt pentru succes, da? O să vă arăt. Mai pun pătrunjel. Mai pun busuiocul. Da? Rozmarin. Crenguțe. Care sunt pentru dragoste. Și puțină mentă, da? Astea trebuie să fiarbă vreo 10 minute. Am pus puțină scorțișoară, puteți pune puțină miere, dar eu nu pun. După ce se răcește, puneți apă sfințită. V-am zis, puneți 3 acum de scorțișoară, lăsați să fiarbă pentru 10 minute. Și dacă vedeți că nu aveți spor, că acea persoană pleacă fără să spună nimic, că nu mai știți ce să faceți, că nu vă merge bine, că trebuie să faceți baia asta, de exemplu, de 3 ori pe săptămână, da? Acum cât este lună în descreștere, este foarte bine. Cam asta am vrut să vă arăt, sper să vă placă. Dacă aveți farmece făcute sau credeți asta, faceți baia aceasta să vedeți cum o să vă meargă foarte, foarte bine. Mie mi-a mers foarte bine întotdeauna când am făcut această baie. Deci vă spălați normal, vă mai spun o dată, după aceea, deci apa aceasta se strecoară, frunzele se aruncă, tot ce este aici se aruncă, sau puteți să le mai refolosiți, dar cu apa lăsați să se răcească așa ca să vă puteți clăti și nu vă uscați, da? Cu prosop, cu nimic. Stați așa să rămână pe dumneavoastră apa asta. Este foarte, foarte bună de deschidere de drumuri, dezlegări, de blesteme, de farmece, de tot ce credeți că aveți făcut. Sper să vă placă, v-am mai zis, și să mă urmăriți, să vă abonați, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și vă doresc un Paște fericit și sper să vă văd într-un număr cât mai mare alături de mine. Mulțumesc!